Dacă până acum declarația unică se putea depune atât electronic cât și pe format de hârtie, de la anul lucrurile se schimbă. Va fi valabil doar formatul online. Pentru acest an este posibilă depunerea atât în format electronic, cât și depunerea la ghișeu sau depunerea prin poștă, prin intermediul poștei cu areu de primire. Vorbim aici de fapt despre două formulare, deci două variante de depunere. Este vorba de depunerea formularului în format pe hârtie, pentru care se poate face depunerea directă la ghișeu sau depunerea prin intermediul poștei cu areu de primire, iar formatul electronic se depune prin intermediul aplicațiilor de pe site-ul ANAF. Pentru depunerea în format electronic există două metode. Varianta cea mai simplă este prin crearea unui cont pe spațiu privat virtual de către persoana fizică autorizată. Se creează acest cont cu ajutorul aplicației care este disponibilă pe site-ul ANAF. Este chiar în partea dreapta sus a paginii de pornire. Se găsește accesul direct la spațiu privat virtual și prin intermediul aplicației se face înscrierea în această aplicație. După înscrierea în această aplicație, cu ajutorul unui program electronic, se descarcă declarația, se completează în format electronic și se depune. Trebuie să menționăm faptul că numai anul acesta este permis depunerea declarației în formatul pe hârtie. Începând de la 1 ianuarie, depunerea declarației unice se va face numai în format electronic. Cea de-a doua modalitate de depunere în format electronic este cea de pe site-ul e-guvernare.ro. În ceea ce privește modalitățile de plată, sigur, cea mai simplă este modalitatea de plată direct la ghișeu, în numerar sau cu card, dar există și posibilitatea plății electronice și anume, iarăși, se poate plăti prin intermediul băncii, prin ordin de plată simplu sau folosindu-se aplicația ghișeu. Aplicație care este disponibilă și pe site-ul ANAF. Până în 2019, fiecare contribuabil va trebui să aibă un cod unic pe care îl va folosi pentru a intra în spațiul virtual pe pagina sa, de unde va afla cât are de plătit la fisc.